Stimați telespectatori, bună ziua! Așa cum am promis data trecută, iată-ne din nou astăzi. Avem o nouă emisiune, avem un nou invitat. Este un om care locuiește într-o comună din județul nostru, împreună cu familia, au o fermă foarte frumoasă în localitatea respectivă, mai precis în comuna Găujani. Este vorba despre domnul Ștefan Muscă. Bună ziua, domnule Muscă! Bună ziua, bine v-am domnul găsit. Muscă, stimați telespectatori, este vicepreședintele Federației AgroStar la nivel național. Este vicepreședintele Asociației Generale a Crescătorilor de Bovine din România și este și director la Bio România. Domnule Muscă, sunteți un om foarte ocupat. Cum reușiți să faceți față? Pentru că implică foarte multă responsabilitate. Bănuiesc că timp liber nu prea mai aveți și sunteți tot timpul dedicat acestor provocări, pentru că pentru dumneavoastră, bănuiesc, fiecare zi este o nouă provocare. Dacă vreți, foarte pe scurt, să ne vorbiți despre activitatea dumneavoastră. Cum le împăcați? Deci sunt un om foarte energic și doresc să las ceva copiilor mei. Am trei pe care le-am făcut la fiecare câte o exploatație. Am împărțit cele 100 de vaci la fiecare trei copii. Le-am dat la fiecare din pământul pe care îl dețin. O parte este concesionată la primăria Găujani, o parte l-am mai cumpărat și noi când am avut posibilitate. Și vreau să le las ceva ca să nu depindă, să stăm la mila statului, pentru că eu lucrez de vreo 5-6 ani de zile și cu Federația și cu AGCTR-ul și am văzut că de la stat nu ne alegem absolut cu nimic. Deci rămâne tot ceea ce producem noi, fără să mai stăm la mila statului, pentru că ce ne dă, ați văzut, subvenționate sunt subvențiile, ne impozitează, ne le dă prin bănci să ne mai impoziteze odată, ne bagă tot felul de taxe și impozite, deci noi nu ne alegem cu nimic. Suntem niște plători de taxe și impozite și am ajuns la concluzia că o să ajungem să muncim numai pentru ei, pentru că văd că la noi în pungă rămâne mai puțin decât ne așteptam. Domnule președinte, sigur că agricultorul și oamenii în general trăiesc în permanență cu speranța că ziua de mâine va fi mai frumoasă și mai bună decât ziua de astăzi. Tare mă tem că ceea ce spuneți dumneavoastră este și adevărat, pentru că sunt foarte mulți oameni cu care eu discut, oameni care sunt implicați în acest fenomen care se numește agricultură, și se plâng de toate aceste bariere care le sunt puse în cale de către autorități. Faceați referire la subvenții pentru că ele sunt impozitate, făceați referire într-o discuție pe care am avut-o cu dumneavoastră și despre motorina care trebuie să o primim pentru sau să o primiți pentru agricultură. Mă gândesc că ca și crescător de bovine, dumneavoastră și cei care se ocupă de această ramură extrem de importantă a agriculturii trebuie să beneficieze conform legii de acele suprafețe pentru animale de la consiliile locale. Sigur, așa este. Poate că sunteți un pic subiectiv, dar mare parte cred că aveți dreptate. Apropo de toate aceste neajunsuri, aș vrea să vă întreb un lucru și să nu uităm. Ce este cu această motorină subvenționată? Pentru că m-au întrebat și până foarte mulți oameni unde trebuie să meargă, până când trebuie să meargă, ce trebuie să facă acolo, pentru că și dacă persoanele fizice neautorizate beneficiază de această prevedere legală. Știți cumva? Păi să vă spun numai ce s-a întâmplat acum. Deci, pentru ultimul trimestru din 2014 trebuie să depunem documentația până pe data de 28 februarie. Dar banii nu-i luăm mai înainte de 10-15 iunie. Vreau să
să știu și eu cu ce mă ajută pe mine dacă îmi dă banii la 6 luni de zile, deci după ce mi s-a încheiat la 31 decembrie mie și îmi dai banii în iunie. Noi dorim, fermierii de România, noi am trimis niște documente acum prin Federația Agrostar și vom trimite și vom, dacă o fi cazul, cred că o să ieșim și în stradă, pentru că așa nu se mai poate, și dorim să fie scoasă aciza la motorină, să pot să merg să-mi plătesc litru de motorină la PECO fără aciză. Să lucreze statul cu PECO, nu e problema noastră ca noi să dăm atâția bani din buzunar, să dăm un preț atât de mare față de celelalte țări din Europa și eu să-mi primesc după 6 luni de zile subvenția. Să vă spun un fapt concret de ceea ce suntem și foarte supărați acum, ca să vedeți că nu sunt scoase de la mine, să vedeți cu ce mă lovesc acum și să vedeți ce a făcut statul. În luna, pe 30 octombrie, a intrat o lege în vigoare în care îmi spune că de la 1 ianuarie orice persoană fizică care face, eu conduc 25 de județe din țară, care sunt afiliate la mine la Asociația Generală a Crescătorilor de Taurine, unde statul i-a condiționat, începând de la 20 de vaci, este obligatoriu să facă un control oficial al performanțelor. Altfel nu va primi subvenția pe bovină. Și am luptat ca și persoanele fizice, cei care își plătesc impozitul pe venit acum de la 3 vaci în sus, să primească și ei o subvenție de la Ministerul Agriculturii pentru acest control, pentru această prestare de serviciu. Mi-a aprobat și pentru persoanele fizice, cu condiția să meargă să prezinte niște atestate de producător. La această oră, eu de azi de dimineață am stat pe telefoane și am sunat toate consiliile județene din țară, de la Imprimeria Română nu s-a eliberat niciun certificat. Oare atunci de ce îmi spui că nu-mi primești de contul? Am pierdut luna ianuarie de cont, n-am putut să depun ca să-mi scot salariile la operatori din toate județele, din astea 25 de județe, și îmi spune că ei au termen până pe 31 mai. Vreau să știu de ce s-au contrazis singuri în lege. Ce spune ministerul? Ministerul spune că să facem apel la Consiliul Județean. Consiliul Județean spune că ei au trimis, au făcut toate demersurile și zice că până la 31 martie nu primesc nimic. Vreau să știu eu pentru ce fac această prestare de serviciu dacă nu pot să-mi depun de contul la APIA să-mi iau bani. V-ați gândit că s-ar putea să fie și o întrebare retorică? Adică să nu prea primiți răspuns curând? Păi e posibil. Eu am făcut astăzi o adresă către Federația Agrostar, către domnul Ștefan Nicolae. Doresc o întâlnire urgentă cu domnul ministru. Am mai găsit cale câteodată la domnul ministru. De data asta nu știu de ce s-au contrazis singuri. Adică dacă imprimeria n-a fost pregătită să facă aceste atestate de producători, de ce am dat legea din octombrie? Că în momentul când legea s-a promulgat în data de 30 octombrie, certificatele de producători nu mai sunt valabile. Și atunci pentru ce îmi spui că îmi dai subvenție dacă eu nu pot să depun de contul să iau subvenția către fermieri? Domnul președinte, dar de ce se schimbă atât de des legislația? Noi vorbim de agricultură. Anul trecut s-a făcut foarte mare tantam cu aceste certificate de producător. S-a prezentat așa ca o victorie, ca un triumf, că am realizat aceste certificate de producător. Bun, foarte bine. Să ajungă în piețe producătorii adevărați și să fie o evidență a celor care cu adevărat muncesc pământul sau rănesc la animale. Acum, de ce trebuie să scoatem aceste certificate de producător, să venim cu altă legislație, dar nici măcar nu ducem până la capăt. Nu avem normele de aplicare. Dumneavoastră spuneți, imprimeria nu a tipărit hârtiile necesare. Când și cum putem să ieșim din acest impas? Dumneavoastră, cei care vă ocupați cu creșterea animalelor, fermierii din această țară. Speranțele noastre sunt slabe, să știți, nu avem nicio speranță, pentru că am sperat și la legea pășunilor și pașilor aceea situație și nici la această oră nu sunt date normele metodologice pentru a depune. Deci tot ne aplicăm politicul către primării și cred că asta se va întâmpla și acum. Noi nu vrem să combatem evaziunea fiscală. Noi am cerut impozitarea comerciantului și nu a producătorului. N-am primit niciun răspuns. Deci tot din piețe celor comercianții care sunt acolo nu doresc să-i gonească, domnule, pentru că dacă se dădeau aceste atestate, eu să vă dau numai un exemplu. În 2009 am susținut în toate ședințele de minister să-mi dea avizul, să pun avizul pe dosarele care se depun la APIA pentru subvenția la bovină. Nu au dorit și să luase un an de referință ce te-a găsit în curte în 2008 să luăm până în 2014. Am cerut întotdeauna, domnule, nu este efectivul pe care mi-l dați la APIA, 1.600.000. În 2013, când mi s-a dat voie să pun o viză de la asociație pe fiecare dosar, mi-a scăzut efectivul cu 600.000 de capete. Ce puteți să-mi spuneți, domnule? Eu nu știu dacă pot să vă spun ceva, dar vreau să vă întreb, noi în județ și în țară, câte bovine mai avem, domnul Muscă? Sub un milion. La nivel de țară? La nivel de țară. Și în județul Giurgiu? Puține, în județul Giurgiu, vreo 300.000. Pardon, vreo 80.000, pardon, m-am luat pe toată zona.
80.000? Da. Da, mi se pare un pic cam mult, dar la nivel de țară, sub 1 milion. Dacă facem un control la medicii veterinari care au făcut tot deranjul ăsta de ani de zile, pentru că avem și acum la ora actuală crotalii în Geamantan, avem la ora actuală pașapoarte în Geamantan, pentru că și acum la a doua negociere, eram pățiți de prima negociere care se luase anul de referință 2008 și până 2014, și că mai ai vaca și că nu mai ai tu primești subvenție, același lucru s-a întâmplat și acum. A luat un an de referință 31 ianuarie 2013 și primim bani până în 2020. Eu, dacă am avut 100 de vaci, între timp le-am vândut, nu trebuie să închid exploatația, trebuie să opresc decât 3 și iau banii pe 100 de vaci până în 2020. Așa se dorește. Nu știu dacă asta e o negociere, nu știu dacă asta este o aprobare de la Bruxelles și nu știu de ce trebuie să întreb de fiecare dată Bruxelles ce fac cu țara mea și cu fermierii mei, că am văzut că la momentul când s-a pus în vânzarea terenului, cred că nu ne-a dat Bruxelles o decizie cum să vindem și ce să vindem. Mi se pare o mare anomalie ceea ce aflu acum de la dumneavoastră. Deci dacă în 2012 sau 2013 am avut 100 de animale, voi primi subvenție bine mersi până în 2020. Dar nu ați discutat cu direcția sanitară veterinară, cu ANSVSA-ul? Nu, ministerul este cu aprobare, direcția sanitară veterinară le convine, sunt medicii veterinari care ei coordonează, noi nu avem nicio forță. Dacă ministerul așa a negociat și că asta e aprobarea, așa s-a negociat la Bruxelles și nu putem să... Eu am cerut numărarea tuturor bovinelor pe fiecare an. Dom'le, ce îți găsesc în curte, păi ia-ți-i bani. Mie mi se pare un lucru extrem de grav și s-ar putea cineva să ne vadă și să ne audă și pe noi când discutăm asemenea lucruri. Practic primești niște bani fără să muncești. Categoric. Sunt niște bani pe care îi primești în mod ilegal. Ba mai mult să vă informez, începând în 2015, subvenția la bovină va scădea la 75% de când se primește pe 2014. Pe fiecare an va scade câte 5%, deci ajungem în 2020 cu 50% de cât s-a primit în 2014. Și la insistențele noastre, pentru că zootehnia este deja un colaps, deci de la 7 milioane de bovine pe care le-am avut după Revoluție, mai avem sub 1 milion, deci suntem distruși oameni de la țară, cred că nu o să mai au nicio posibilitate de supraviețuire, am cerut să putem să salvăm ceva din zootehnia românească, să ne dea bani de la minister, să luăm un laborator de transplant de embrioni, pentru că aveam o oportunitate să dăm la chinezi, avem un contract de 500.000 de capete de vițele bălțată cu negru românească. Cu un simplu sau cu două laboratoare de transplant de embrioni, în câțiva ani de zile puteam să ne achităm de acest contract cu chinezi. Nimeni nu ne-a băgat în seamă, nu ne bagă nici acum, deci se dorește distrugerea zootehniei din România, pentru că pe toate căile cum am luat-o. Ba mai mult o să vedeți ce se întâmplă și de la 1 aprilie, domnule, când va fi eliminată cota de rată. Domnule președinte, dacă tot vorbim de zootehnie, pentru că într-adevăr zootehnia în România este într-un mare neajuns, dumneavoastră a spus colaps, cred că vom intra în colaps cât de curând, pentru că îți face impresia că nu se mai dorește ca în această țară să se facă zootehnie. Parcă ne dorim în mod intenționat să aducem carne din afară, să aducem produse de lapte din afară. Mie mi se pare o mare anomalie să mergi într-un magazin și să vezi că 70% din produsele de acolo sunt venite din exterior. În condițiile în care țara noastră are un potențial de producție să hrănească poate de 3 ori numărul populației care o are România. Spuneam că vreau să rămânem un pic ancorați tot în zootehnie și ați pomenit o dată 1 aprilie. Trebuie să le spunem telespectatorilor că de la 1 aprilie dispar cotele de lapte. Da. Ba, colac peste pupăză, este și embargoul pe care Rusia l-a pus țărilor din Comunitatea Europeană. Era o mare piață, trebuie recunoscut, de produse din carne și lactate în piața rusă. Dar datorită acestui embargo, la momentul de față, este o producție mare de lapte și este o ofertă, este ofertă mare și cererea de cumpărare este mică. Trebuie găsită o soluție, pentru că altfel vorbesc de agricultura română, de zootehnia românească. Eu mă întreb ce vom face, pentru că mari procesatori de lapte, cei care achiziționează și procesează laptele, eu, din câte știu, au început să refuze să mai încheie contracte pentru că le convine să aducă lapte din afară, să aducă lapte praf
să pună ce apă în el și să ne-l vândă ca lapte muls acum de la vacă. Ce vom face și ce veți face dumneavoastră fermierii după data de 1 aprilie? Am văzut că marile țări din Uniunea Europeană au început să tatoneze piața chinezească, care este o piață imensă. La noi nu se vrea, nu se știe, nu se poate, nu suntem organizați, suntem prea slăbiți cei din domeniul zootehnic. Foarte slăbiți. Deci începând de la 1 aprilie, când se va elimina cota de lapte, noi la sută nu avem decât 20% ferme în care se va încadra și va avea un lapte, să zicem, cât de cât să poată să facă un procesator, un contract cu ei. Oamenii de rând, 80% din efectivul de animale din țară, este singura soluție pe care o putem să facem în forme asociative, să începem să dirijăm către carne. Asta e singura soluție. Deci nu avem altă soluție. Pentru că, ce se întâmplă? Fermele și toate țările europene, care au fost obligați să nu depășească o cotă de lapte, sunt deja dublu față de noi. Ei au 9.000, 10.000 de litri pe lactație, eu în România n-am ajuns decât la 4.500 la ora asta. Deci în momentul când se va elimina cota de lapte, el va produce la capacitatea maximă. Și atunci, la subvenția pe care o primește el pe bovină, el primește subvenție și pe produs. Eu am cerut asta și nu mi s-a dat niciun răspuns. Am cerut ministrului să-mi dea și mie subvenție pe produs. Și atunci s-a terminat cu fiscalitatea, toată lumea mergea acolo și preda pentru că își dorea, că știa că își primește o subvenție pe produs, nu mai stăteam pe la colț de stradă, nu mai vindeam fără factură și fără chitanță. Nu mi s-a dat niciun răspuns nici pe tema asta și atunci când ei vor veni cu lapte, se întâmplă ce s-a întâmplat și cu industria. Vine la început la procesator, va vinde lapte la un preț mai mic decât îmi oferă mie acum, până când ne distrug pe noi. În momentul când noi nu vom mai exista, vine și dublează prețul. Atunci procesatorul nu mai are altă sursă. Că noi suntem morți deja, s-a terminat cu noi, ne omoară. Și atunci este obligat să cumpere tot de la el. Ceea ce s-a întâmplat și cu combinate și cu tot s-au dărmat, s-au dat la fier vechi. Eu ce înțeleg de la dumneavoastră mă îngrozesc. Acest popor va fi obligat să bea lapte numai din import? Din afară? Numai din import. Vom fi obligați ca la copiii noștri să dăm lapte praf? Da, nepăsarea noastră este, pentru că sunt 25 de ani și până la ora asta trebuia să fim în forme asociative, să fim cooperative înființate, pentru că prin Danemarca, prin Norvegia, 92% din lapte de la populație se vinde printr-o singură cooperativă. La noi aici este foarte greu. N-am luat nici banii pe grupuri de producători, ne-au luat Comunitatea Europeană înapoi. La noi este foarte greu să ne asociem. Nici ministerul și nici politicul nu dorește. Astea unde ies pe televizor și spune, domne, forme asociative, grupuri cooperative, nu e adevărat. Ei nu doresc ca noi să devenim o forță. Ei vor să fim tot așa împrăștiați, să ne distrugem încetul cu încetul. Ei nu poate să ne ia nici suprafețele de pășuni de la primării, că știți ce s-a întâmplat, domnul Liviu Dragnea a declarat și cu Nini Săpunaru, că primarii sunt electoratul, deci n-au nevoie de votul nostru. Primarii sunt cu totul, nu poate să ia nici suprafața de pășune și nu poate să le ia acum nici dreptul de canete de producător. Că pentru că pe aceste atestate de producător trebuie să-mi pun viza. Federația Agrostar, la nivel de țară, este acreditată acum să pună viza. Iar eu nu-i mai pun viza dacă nu mă duc să-i verific dacă are solarul, dacă vinde ce vinde în piață, vreau să văd cu adevărat. Ceea ce am făcut cu bovina de la 1.600.000, în momentul când mi-a dat viza, am scăzut cu 600.000 de capete, asta vreau să fac și acum să combatem și noi evaziunea. Vreau să văd și eu că să impozitează comerciantul și nu producătorul. Producătorul încă trebuie să-i mai lase câțiva ani de zile. Deci nu dorim să facem fiscalitate, nu suntem împotriva fiscalității. Dar haideți țintiți să punem pe comerciant să-l impozităm. Deci la noi, la ora asta în țară, merg să cumpăr haină, nu dă nimeni bun. Merg în piață, nu dă nimeni bun. Oriunde merg, nu dă nimeni bun. Deci nu s-a băgat, cei mai slab pregătiți suntem noi producători. La noi s-a impozitat tot, la comerciant nimic. Și atunci de unde vrem să venim cu bani către bugetul de stat? Deci nu avem cum. Asta e singura soluție și am fost de acord și cu impozitarea de la 3 vaci, am fost și cu de la 100 de capete și de la 50 de oi. Am fost de acord cu totul să fiscalizăm. Dar haideți, că altfel eu n-am decât vreo 2000 de societăți care sunt înscrise la mine în Asociația Generală să declară o grevă fiscală, să nu ne mai plătim nici noi taxele de impozite. Adică eu de ce să nu fiu și eu cu lăutarul la care își bagă sute de euro în buzunar și eu mult vacă și trag și mă scot datea și mă ocup datea județe din țară și eu sunt fiscalizat. Ba mai mult, acum primesc bani pe lapte de la procesator la 4 luni. Primesc somație de la ANAF că dacă nu am depus la data de impozitele,
să primesc penalizare. Păi nu, domnule, am cerut să vină domnul Gherghina sau cine mai este pe la Ministerul de Finanțe, nu mai este, să găsim o soluție. Domnule, când îmi primesc și eu banii de la procesator, să nu mai fiu penalizat de către ANAF. Lucrurile astea nu le-ați discutat la minister? Le-am discutat, domnule, nu se vrea, domnule. Fermierul din România nu este ajutat, domnule. Noi să vrea să... Să dorește distrugerea noastră. Nu, dar chiar nimeni nu vrea din... Nimeni. Și ce să spune că să aducem tineri din afară? Eu acum o săptămână mi-am adus băiatul după 8 ani în Spania. Am fost și mi-am cumpărat 10 vaci. I-am luat 10 vaci. Acum am adus să-i cumpăr 100 de porci și 3000 de curcani. Peste câțiva ani de zile o să mă blesteme, să știți. Pentru faptul că ăștia nu țin cu ei. Astea sunt numai baliverne. Aduceți tineri. Ce să aducem tineri? Am făcut toate demersurile, că dumneavoastră știți, să luăm și noi niște suprafețe de teren. De la niște libanezi care știți că erau cu probleme, nu își plăteau impozite către bugetul de stat. Eu nu m-am dus să iau pentru mine muscă, m-am dus cu 30 de societăți care erau reprezentate numai de tineri. Tineri care au făcut studii superioare, tineri care... De ce nu ne-a dat prin atribuire directă câte 60-70 de hectare la tineri ăștia să poată să-și înceapă o afacere? Și a rămas tot acolo. Pentru că politicul nu dorește, astea sunt numai probleme de propagandă electorală, că vrem să facem pentru tineri. Nu se vrea să facă nimic pentru tineri de România. Nimic absolut. Domnule președinte, vorbeați de terenurile de la ADS-ul. Da. În județul Giurgiu, în Lunca Îndiguită, are în jur de 20, poate un pic peste 20.000 de hectare. Tot acest teren este concesionat. O parte dintre el și câteva mii de hectare nu produce nimic în acest moment, este pârlog, pentru că ADS-ul este în litigiu cu firmele respective și mă gândeam, nu numai acum, dar de foarte multe ori mi-am pus și eu întrebarea, poate ca și dumneavoastră, retorică, de ce aceste terenuri, statul, nu le încredințează tinerilor? Pentru că acum vorbim pe nou PNDR despre măsura de instalare a tinerilor fermieri în mediul rural, obligativitatea lor să locuiască acolo și au dreptul să obțină până la 50.000 de euro, 80% din acești bani îi vor primi la instalare. Și mă gândeam ca și statul român să intervină, să sprijine acești tineri, acești oameni care reprezintă viitorul localităților respective, să-i ajute să le dea prin concesionare directă o suprafață de, dumneavoastră a spus 80, poate și 50, poate și 30 de hectare. Este o suprafață care un tânăr ar putea să o ia, să încheie contract, să lucreze, să producă pentru el, dar și pentru piață. De ce nu se poate? Nu se vrea? Nu se vrea. Nu se știe? Nu se dorește. N-au primit oamenii ăștia care guvernează România, nu astăzi, cei care au guvernat și până ieri, care vor guverna și în ziua de mâine. Nu au primit aceste informații, pentru că, domnule Muscă, acum spuneți că mergeți prin mult mai multe județe decât județul Giurgiu. Eu nu cunosc atât de multe județe ca și situația agricolă sau situația din mediul rural. Dar vorbeam în această emisiune cu mai mulți invitați despre satul Giurgiuven. Este clar și dacă ne raportăm la comuna dumneavoastră, unde locuiți și unde trăiți, unde aveți familia, satul se depopulează, îmbătrânește, se depopulează. Ați făcut un efort ca să vă aduceți copilul din Spania și dumneavoastră spuneți, domnule, cred că peste niște ani are să-mi reproșeze că l-am adus de la bine la rău. Eu totuși am o speranță că nu va fi așa. Ce facem? Pentru că vrem ca satul Giurgiuvean să nu moară și satul românesc. Cum îi ajutăm pe acești oameni, pe acești tineri, domnule președinte? Sunt dezamăgit pentru că nu e prima dată când fac aceste demersuri. Eu sunt un tip foarte zbătăios. Nu m-am dus niciodată să fac pentru mine personal. Când m-am dus să fac pentru un grup care am lucrat împreună. Deci m-a interesat foarte mult tinerii, de-aia am și venit acum cu un centru de formare profesională în județul Giurgiu, că până acum nu știu dacă a existat, eu am venit cu el de la, prin Federația Agrostar, unde facem 740.000 de lucrători în comerț, lucrători în conserve, antreprenoriat, frizeri, manicuriști, pedicuriști, pe urmă pot să autorizez la cerințe mecanizatorii, agenți de pază, deci avem un proiect câștigat prin Federația Agrostar de 11 milioane de euro. Asta am dorit și pentru asta
mă zbat și vreau să facem ceva frumos pentru tine, de aia ați văzut că sunt și director la Bioromânia și avem o groază de posibilități, mai ales acum că începând în 2015 să dă drumul la reconversia pe pomicultură. Acești tineri care se instalează la țară cu cei 50.000 de euro au posibilitatea să înceapă să-și facă câteva hectare. Avem contracte, ne cer cei din Dubai contracte de nuc. Nu acum, că nu știți că nu produce în câțiva ani de zile, dar, sau poate produce, că avem nuc acum care ne produce și la 4 ani de zile. Situația este că nu știu dacă se va dori, eu de-aia încerc acum să fac și o firmă de consultanță pe proiecte europene aici unde am birou pe strada Gării, să văd, să încerc să fac pentru tineri, parcă sunt totuși dezamăgit că orice propunere pe care am făcut-o și a fost avantajat. Dar tot ce vrem să facem ne legăm de aceste suprafețe de teren și nu mai avem altă posibilitate pentru că acești tineri nu au bani să cumpere terenul la prețurile care au apărut acum pe piață și cred că ar fi normal ca acești politicieni să îndrepte către tinerii de România, să le îndrepte, nu dorește nimeni să-i împroprietărească, dar cel puțin să le dea în concesiune, măcar cum ați dumneavoastră, 30, 40, 50 de hectare. Și atunci mai salvăm ceva și din satul românesc, pentru că de la sate vin toți domnii, știți și cântarea aia, și trebuie să încercăm asta, trebuie să facem mult mai multe emisiuni, să-i mișcăm puțin pe politici, să strângem tineretul, să mergem, dacă e cazul, în fața Parlamentului, să-i vadă că i-am adus în străinătate și au terminat studiile aici, au cheltuit niște bani și trebuie ajutat să putem să pornim economia, pentru că vă spun că în câțiva ani de zile vom ajunge vai de steluța noastră, dacă nu ne îndreptăm către tineri. Domnule președinte, eu când am ales să fac această emisiune, am avut o discuție cu patronul acestui post, cu domnul deputat Florian Nicolae, și vreau să-i mulțumesc pentru înțelegerea și sprijinul care l-a acordat. Noi încercăm, eu fac acest lucru pentru că mă pasionează, pentru că îi cunosc pe oamenii din mediul rural și le știu problemele, necazurile lor și de foarte puține ori au și bucurii. Știu problemele tinerilor din mediul rural, tineri despre care nimeni nu vrea să-i apropie și să lucreze concret pentru ei. De foarte mulți ani, de poate de 20 de ani, toate guvernele care s-au perindat au promis că vor face pentru tineri în general, dar parcă tinerii din mediul rural sunt mult mai văduviți decât cei de la oraș, au mult mai puține posibilități de recreere decât cei din mediul rural. Nimeni, aproape nimeni, nu a făcut pentru această categorie socială. Eu fac această emisiune, spuneam, pentru că îmi place, o fac în mod gratuit și spuneam că o fac la invitația și la propunerea deputatului Florian Nicolae. Mi-am propus și, creți-mă, pentru mine este o plăcere să vă aud vorbind și să vă spun că vă admir pentru tonusul pe care îl aveți și pentru speranța care o aveți că într-o zi și agricultura din această țară și agricultorul din această țară vor fi pe o treaptă mai sus și că noi ca nație vom reuși să asigurăm mâncarea necesară pentru copiii noștri și pentru bătrânii noștri și pentru întregul nostru popor. Nu trebuie să mai importăm absolut nimic legat de ceea ce este mâncare, în afară poate de banane și de alte fructe din astea de afară, din Africa, de unde vin ele. Dar în rest, noi nu ar trebui să importăm. Iar mâncarea în România ar trebui să fie mai ieftină decât este pe piața occidentală. Iar pâinea ar trebui să fie pe masa oricălui român. Dar pâinea a ajuns și ea să fie astăzi un lux pe masa oamenilor. Mulți sunt care nu au bani să-și cumpere pâinea cea de toate zilele. Suntem o țară bogată cu oameni săraci, din păcate. Avem poate unul dintre cele mai bune pământuri ca fertilitate din Uniunea Europeană. Dacă nu greșesc, suntem pe locul 2. Avem o suprafață mare pe cap de locuitor ca teren agricol. Avem aproape 0,50 de hectare pe cap de locuitor. Vă imaginați ce înseamnă pe cap de locuitor să ai aproape un pogon pentru fiecare om din această țară? Păi noi reușim să hrănim încă 3 românii. De ce nu putem? Nu se dorește. Poate că mai avem de așteptat, poate că mai avem de învățat, poate că și noi cei care
lucrăm efectiv, spuneați și reprezentați mai multe forme organizatorice. Poate că în România mișcarea asta de solidaritate, sindicatele poate că au dispărut, poate că s-a vrut ca ele să dispară. Oamenii, agricultorii, nu mai simt pe nimeni în spatele lor unde interesele lor să fie apărate. Mă bucur că totuși mai sunteți așa câțiva care în țara asta reprezentați interesele agricultorilor. Din păcate și agricultorii sunt dezbinați ca și alte categorii profesionale din România. Cum vedeți agricultura în perioada următoare? Deci agricultura în perioada următoare rămâne cum a mai rămas de fiecare dată, să ne uităm în sus, să ne rugăm la Bunul Dumnezeu. Pentru că ceva de la stat, ceea ce așteptam, să ne vină și să poată să ne miște. Ați văzut bine cum ne fragmentează și subvenția, ne-o dă, ne-o impozitează, cred că suntem singura țară din Comunitatea Europeană care ne impozitează subvenția, ne-o dă parcelat, că noi nu știm să-i luăm banii grămadă, că să nu ne încurcăm în ei. Ne dă prin bănci ca să ne mai oprească și acolo un 10-12%. Deci ce speranțe să avem dacă nu ni s-a dat bani niciodată? Nu avem bancă la ora asta pentru agricultură în România. Nu avem nicio bancă. Există vreo bancă să pot să merg să-mi iau și eu pentru un copil sau să înființez o fermă să iau și eu cu 2-3%? Nu există. Nu cred. Deci nu există. Deci tot aici tot politicul. De ce permit la o bancă care în Spania dă credite cu 3% și la mine în România îmi dă 12%? E pe teritoriul țării mele, nu ar trebui să accept. Apropo de subvenții, aveți idee pentru anul următor care va fi unitatea de referință, ca și bani mă refer la hectar, câți se vor da? Păi da, dar mai avem încredere în ei că de fiecare dată ieșim și spuneam, dăm 170, dăm 190 și văd că acum penalizare nu mai trebuia să existe pentru că a fost o negociere cu Comunitatea Europeană, de începând în 2014 nu trebuia să mai primim penalizare pentru că știți că s-a declarat 9.700.000 de hectare și noi negociasem cu 7 milioane și ceva. Corect. Bun, din 2014 am revenit. De ce am primit penalizare de nou? Că eu trebuia să primesc de la Comunitatea Europeană 170 și cu 20 de la bugetul de stat trebuia să primesc cu 190. Spuneți și mie cât ați primit. Stați, ce înseamnă am revenit? La ce vă referiți? S-a făcut negocierea din nou. 7 milioane am negociat când am intrat în Europa. Prima dată. Da? Și acum s-a revenit la asta 9.700.000 și n-avem decât 200.000. Că s-a declarat 9.900.000. La 200.000 penalizarea da. Nu se cunoaște. Am înțeles. Și de ce ne primesc penalizări? Ori ăștia 20 de euro care mi-i dă de la bugetul de stat este penalizarea aia care mi-o oprește fără niciun drept și mi-o dă și spune că este de la bugetul național. Nu înțeleg, la bani ăștia nu putem să ne cadrăm. Și să mi dai fragmentat, nu mi dai grămadă, subvenția la motor nu mi-o dai la timp. Spuneți-mi dumneavoastră, ați văzut că nu s-a intervenit nici în piața produselor? Ați văzut că nu s-a intervenit? Noi cerem de 4-5 ani de zile codul de bune practici. Și asta așa, domnule, e posibil să eu să vând cu un leu litru de lapte și pe raft să fie 4 lei? Cum nu e posibil ăștia să ia încă 300% mai mult decât mine? Dacă ei aprobau toți parlamentarii care au fost codul de bune practici, spunea așa, domnule, producătorul ia 40% și restul 60% împarte procesatorul și supermarketul. Eu acum mă lupt de astea vară în Parlament să vedem pe la Camera Deputaților că am dorit să speriem și noi. Am zis și eu că să sperii, cum să spune, pielea bursului cu... Domnule, am zis, haideți să-i speriem pe ăștia cu supermarketul. Dacă nu-mi dă și mie 10-15 metri în supermarket să mă duc și eu cu produse românești, să închidem vineri, sâmbătă și duminică. Pentru că nu trebuia să le permitem să facă supermarketul în centrul orașului. Trebuia să-i ducem la margine. Și atunci în magazine cu produse românești aveam și noi o altă vânzare. Le-am permis să facă oriunde și-au dorit ei. Că e în centrul oriunde au venit cu supermarket. Și acum, domnule, haideți să-i sperăm să spunem că dăm un act legislativ în Camera Deputaților în care, domnule, vine sâmbătă și că nu-ți mai permis să ai deschis. Și atunci cădem cu ei la învoială să putem să mergem și noi cu 10-15 metri de raft în fiecare supermarket. Să mergem noi cu brânză, să mergem noi cu lapte, să mergem noi cu produse bio. Să știți că în România majoritatea produselor sunt bio pentru că suntem prea săraci. Domnule președinte, o să discutăm un pic și despre produsele bio, dar până să ajungem acolo, constatăm că în România agricultura și oamenii care lucrează în agricultură reușesc să producă așa scump sau scumpe cum sunt inputurile da. Pentru fermierii români,
ei reușesc totuși să facă producții. De multe ori și vremea ne joacă mari feste, dar reușim să asigurăm hrana acestui popor. Din păcate, producem și vindem ieftin, adică ne cam furăm singuri căciula. Categoric. Noi nu reușim să prelucrăm poate cât de puțin produsul respectiv și să-l vindem mai departe prelucrat. Am discutat aici și în alte părți cu mai mulți fermieri de ce se întâmplă în România și vă întreb și pe dumneavoastră același lucru. Și v-aș ruga această întrebare pe care eu vă adresez să o pune și dumneavoastră mai departe. Ce se întâmplă în România de câțiva ani? Sau în ultimii 2 ani, mai bine zis. Am vorbit de zootehnie, în marele impas în care se află zootehnia. Și dacă nu se face ceva, nu, zootehnia nu mai este în ceasul 12, ci este în ceasul al 13-lea. Revin, ce se întâmplă cu produsele vegetale? De 2 ani de zile, mari traderi, cumpărătorii de cereale și exportatorii de cereale din România dau niște prețuri foarte mici pentru producătorul român, pentru agricultorul român. Eu sunt surprins de ce pe piața românească aceste produse se vând la niște prețuri mult mai mici sau mai mici decât prețurile care sunt pe piața vestică sau pe alte piețe de cereale din această lume. Chiar și acum, când noi vorbim, grâul românesc a ajuns, grâul de panificație, spun ei, a ajuns în portul Constanța la 8.300-8.400 de lei per kilogram, iar grâul rusesc și grâul ucrainean, care tot la Marea Neagră este și el adus, se vinde cu peste 9.000 de lei. Eu vorbesc în bani vechi. Da. Ce facem? Pentru că eu o privesc ca o conjurație împotriva agricultorului român, dacă și anul 2015 va fi un an asemănător cu 2014 și 2013, sub aspectul prețurilor. Pentru că vrem sau nu vrem, trebuie să spunem, agricultorii în 2014, la nivel de țară, au închis pe minus. Producția sau veniturile agricole au suferit o regresie. Ce facem dacă și anul acesta mari traderi de cereale, exportatorii de cereale, se vor vorbi între ei și vor da prețuri la fel de mici? Spuneam, nu este întrebarea mea, este întrebarea celor cu care eu intru în contact și intru în dialog. Ce părere aveți dumneavoastră? O părere foarte proastă, pentru că aici statul putea să intervină. Că știți că s-au mai întâmplat situații, vin aici, ne cumpără grâu, îl duc, îl încarcă pe depuri, stă cu el 3, 4, 5 zile, o săptămână și vine și îl cumpără statul român pentru rezerva de stat. Deci statul nu își permite să vină să cumpere de la mine fermier direct și cumpără de la tot, de la mari boși, care merg și stau cu el 2, 3 zile, 5 și spune că vine cu el din afară. Că nu este, că n-avem panificație, că n-avem gluten, că n-avem cutare. Deci asta se întâmplă. Problema noastră pentru fermierii mai mici, zic eu, începând în 2015 acum, pe PNDR-ul ăsta, pe măsura 1-2-1, formele asociative, adică cooperative, care merg până la prelucrarea produsului, chiar și a vânzării acestuia, primim subvenție de la Comunitatea Europeană de 90%. Este un mare ajutor, dacă știm să gândim problema asta. Deci dacă dumneata ți-ai făcut produci grâu, ți-ai făcut și o moară, ți-ai făcut și fabrica de pâine și ai și magazinul, primești 90% din investiție de la Comunitatea Europeană. E un lucru extraordinar de bun să venim noi cu 10%. Dar ce facem că la noi e greu să devenim cooperative? Nu, încă ne e frică să fim. Noi încă avem mentalitatea aia noastră că ne furăm căciula unul altuia și nu găsim soluția de a ne asocia. Și în momentul ăsta, dacă nu găsim soluție, pierdem cei 20% procentaj că nu devenim cooperativă sau grup de producători. Și atunci iar avem de suferit. Și noi întâi trebuie să lucrăm la mentalitatea noastră, trebuia să lucrăm prima dată la un program educațional. Noi n-aveam ce să o căutăm în Comunitatea Europeană.
până când nu lucram prima dată la un program educațional, vedeam care e treaba și atunci știam de ce să mă condiționeze pe mine. Dar nu este adevărat. Deci nu, multe lucruri politicienii își pun în cârcă că nu le permit Comunitatea Europeană, nu e adevărat. Ei ce trimit acolo, că mai le taie un pic, dar nu există să le spună nu vă primesc asta sau nu e adevărat. Și vreau să vă mai întreb, apropo de bani, pentru că vorbim de bani europeni, știm foarte bine, am pătruns într-un nou ciclu financiar 2014-2020, 2014 s-a dus, a mai rămas până în 2020, încă 5 ani. Despre PNDR-ul ăsta de care tot vorbim de astă toamnă, de astă, uitați că se duce și iarna, da. Vreau să vă întreb de ghidurile solicitantului, dacă dumneavoastră știți ceva, când vor apărea? N-a apărut nimic pentru că trebuie Comisia Europeană să ne semneze prima dată, încă nu sunt semnate. Vreau să vă rog, atunci când veți avea aceste ghiduri, pentru că faceți aceste cursuri de formare profesională, pentru că reprezentați agrostarul la nivel de țară, aș dori eu, cel puțin ca om care sunt implicat direct în acest fenomen care se numește agricultura, aș dori să organizați aceste cursuri cu cursuri, întâlniri, dezbateri, informări, mai bine zis, cu fermierii mari, mici, pentru că, din păcate, cei mari au acces la informație și se orientează mult mai repede, spre deosebire de fermierii mici, unde informația există mai puțină sau de multe ori lipsește cu desăvârșire, cum spunea Caragiale. Aș vrea să organizați aceste întâlniri, să informăm pe oameni, pe tineri, să mergeți din comună sau să mergem din comună în comună, stând de vorbă cu oamenii, cu fermierii, cu tinerii, să le spunem ce trebuie să facă pentru a accesa un program de ăsta. Cât de simplu ar fi el, dar să-i asigure traiul de zi cu zi pentru el, pentru familia lui, să producă pentru el, cât și pentru piață. Domnule președinte, cu plăcere. Peste o lună și jumătate se declanșează campania de primăvară. Mă gândesc la vegetal. Dumneavoastră lucrați, sau familia dumneavoastră lucrează și teren agricol. Aș vrea să vă întreb, ca specialist acum vorbesc, pe ce cultură pariați anul acesta, la vegetal? Aș merge pe porumb. Mi-ați anticipat gândurile. Este recomandarea pe care și eu o fac către fermieri, către agricultori. Se pare că va fi cultura cu prețul cel mai bun și cel mai stabil, porumbul, din următoarele motive, dacă vreți. În primul rând, suprafața pe care americanii o cultivă, de la 90,9 milioane de hectare, a scăzut la vreo 88 de milioane de hectare. În al doilea rând, se pare că producția de porumb din Brazilia, care este a doua cultură la ei, va fi mai mică cu 10%, deci o diferență de vreo 40 ceva de milioane de tone. Să nu uităm conflictele pe care nu le dorim, mai ales că ele sunt lângă noi, dar oriunde s-ar afla pe acest glob, e vorba de oameni, e vorba de vieți și nu ne dorim niciodată să vedem asemenea orori. Ce se întâmplă acum în Ucraina, în conflictul cu Rusia, va fi iarăși un factor care va duce ca această cultură să aibă un preț acceptabil și, repet, stabil, care poate să aducă beneficii agricultorilor. Sigur, aici trebuie să mai vrea și Dumnezeu. Pentru că noi acum facem agricultură și dumneavoastră spuneați la început, facem agricultură și o verigă foarte importantă sau cea mai importantă este apa. Noi nu reușim să aducem apă la plante pentru că nu mai avem cu ce, nu mai avem de unde, pentru că sistemele de irigații în România sunt la pământ. Aveți cunoștință, cum reușim sau care este părerea dumneavoastră, cum vom reuși noi în viitor să reamenajăm aceste sisteme de irigații, nu neapărat cele care au fost înainte, dar ce dorim să facem, ce recomandați fermierilor, cum vedeți dumneavoastră situația în anii următori? E ceva foarte greu, vă dați seama acum, ca să ne apucăm să construim din nou ce am distrus,
ce se construise în 10 de ani, este foarte greu. Părerea mea ar fi că cei cu suprafețe până în 100 de hectare să meargă pe foradă puțuri, pe unde pânza freatică este mai aproape. Altfel nu văd sistemul de irigat. Deocamdată nu avem bani, să știți. Încă mai avem, suntem sub controlul Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional. Deci încă noi nu avem bani. Astea să nu mai vagi promisiuni electorale, că avem bani, că băgăm bani în irigații, că băgăm... Nu avem. Tot la Dumnezeu o să rămână să ne rugăm. Mai sunt niște lucruri bune de făcut acum și pentru tineri, mai sunt niște contracte. Am venit aici cu o firmă care dorește să înființăm vreo 15.000 de hectare de lucernă pentru țările arabe. Dar tot la mina lui Dumnezeu stăm și acolo, pentru că știți că cu lucerna, dacă nu avem sistem de irigație, este mort. Domnule președinte, județul Giurgiu este într-o zonă aridă a României, da, unde verile, sigur, în ultimii 2 ani poate au fost excepții, dar s-ar putea să vină an grei pentru partea asta de sud a țării. Verile sunt excesiv de călduroase, temperaturi foarte mari. E clar că avem nevoie de apă. Dumneavoastră a spus, am avut sisteme de irigații și noi le-am distrus. Mi-aduc aminte sfârșitul anului 2004, eram implicat direct în acest fenomen, când, și o spun cu tărie, fără să fiu acuzat de altceva, guvernul Adrian Năstase din acea perioadă a alocat foarte mulți bani pentru irigații. În 2004, la sfârșitul anului 2004, în județul Giurgiu erau reabilitate și apa adusă la hidranți pe 52.000 de hectare. Din informațiile pe care le am, deci din 158.000 de hectare cât avea Giurgiu amenajat la irigații, se reușise în 4 ani de zile, în guvernarea de atunci, județul Giurgiu reabilitase 52.000 de hectare. Aveau să treacă ani și aveam să văd cum nepăsarea celor care au venit de după a dus din nou la degradarea și la distrugerea și la furtul acestor amenajeri pentru irigații. Cine a răspuns? Cine răspunde? Cine suferă? Suntem noi, cei de astăzi. Este acest popor care mănâncă, se hrănește cu produse alimentare din afară și vor fi copiii noștri. Da. Da? Pentru că aceste sisteme de irigație au fost făcute tot de către acest popor. Nu au fost făcute de Ceaușescu, au fost făcute de acest popor. Sau dacă în județul Giurgiu s-au reabilitat 50.000 de hectare în 4 ani, nu au fost ale lui Adrian Năstase. Au fost tot pentru acest popor. Numai că noi n-am reușit să le păstrăm și am reușit să le distrugem. Domnule președinte, emisiunea noastră este aproape de final. V-aș ruga un mesaj pentru 2015, un mesaj pentru agricultori. Ce speranțe aveți dumneavoastră? Să nu mai fim nepăsători, să lăsăm nepăsarea deoparte și să ne pasă și de cel de lângă noi, să nu mai devenim, să ne întoarcem la bunul Dumnezeu, să ne mai rugăm, să devenim mai prietenoși unul cu altul și să nu mai permitem politicienilor să ia măsuri care să fie împotriva noastră. Deci nu trebuie să le mai permitem. Când vine să ne ceară votul, să-l punem să ne și spună ce face pentru noi. Dacă în 6 luni de zile nu s-a ținut de promisiune, să-și bage demisia singur. Asta e singura problemă, pentru că ei vin cu promisiuni, noi intrăm în niște afaceri cu promisiunea că mi-a promis politicianul că o să vină vremuri bune, că o să primim o subvenție, că o să primim, și nu primim și ne împotmolim, și dacă nu avem tineri lângă noi, noi o să fim și noi la o vârstă mai înaintată, dacă nu ne îndreptăm acum către tineri, satul românesc va muri. Domnule președinte, apropo de ați invocat tot timpul politicul, că totul așa este, depinde, politicul ne face viața, ne marchează drumul. Dar v-ați gândit vreodată, pentru că reprezentați niște asociații aici și sindicale, profesionale, v-ați gândit dumneavoastră și echipa de la nivel de țară pentru 2016 să vă gândiți, să vă trimiteți reprezentați de dumneavoastră în consiliile locale, în consiliile județene sau chiar în Parlamentul României, să nu mai vorbească un inginer metalurgist, să vorbească despre agricultură și despre problemele agricultorii. Nu am nimic cu inginerii din metalurgie sau cu un inginer petrolist. Haideți să vorbească fiecare limba lui. V-ați gândit vreodată și la acest lucru? Da, vom munci foarte mult ca să ne trimitem oamenii noștri profesioniști acolo, pentru că știți situația și la nivel de țară. Acum avem un președinte al comisiei în Camera de Deputaților pe Agricultură, care n-are nicio treabă cu agricultura. Deci degeaba mergem și discutăm. Când eu am mers acolo în Camera Deputaților și le-am spus, domnule, ce măsuri luăm pentru fermierii din România?
Că era vorba că nu se mai prelucrează lapte în confort în 2014. Știi ce mi-a spus? Bine că mi-a spus domnul Muscă că habar n-aveam. Păi de ce veniți domnule aici? De ce nu lăsăm un profesionist să putem să funcționăm, să putem să avem și noi aici oameni? De asta a ajuns aici agricultura, să știți. Pentru că se pun pe criterii politice și nu punem profesioniști acolo. Și pe urmă venim să schimbă guvernul, politicul schimbăm și oamenii care știu ce au de făcut. Venim, fie că e profesionist, fie că are de-a face cu meseria, venim cu politicul, punem acolo. Deci dacă nu punem, dacă nu lăsăm oamenii profesioniști să conducă acolo unde știu și ce știu să facă, nu va funcționa țara nici peste 20-30 de ani. Stimați telespectatori, emisiunea noastră se termină cu mare semn de întrebare. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Muscă pentru... Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Pentru plăcerea care a avut-o să vină la emisiunea noastră. Vreau să-i apreciez curajul de a spune lucrurilor pe nume și credeți-mă că avem nevoie de asemenea oameni la toate nivelurile. Domnule președinte, mulțumesc. Stimați telespectatori, pe miercurea viitoare. La revedere!